Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi dimineața aceasta și vă salutăm pentru cei care nu sunteți poate din Oradea, care sunteți în vizită, poate sunteți în concediu, nu știu, prin Oradea. Oradea știu că e tot mai vizitată și ne bucurăm că locuim în Oradea. Ne bucurăm că sunteți împreună cu noi aici în dimineața aceasta la Biserica Lumina. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă tot gândesc când spun asta, să-i pun să ridice mâna, să nu-i pun să ridice mâna, nu mereu ridică oamenii mână. Dar dacă e cineva care vrea să zică, nu sunt din Oradea, dar sunt în vizită și sunt aici cu voi, poți să ridici mâna, vrem doar să te binecuvântăm. Nu te punem, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mai e cineva care ne vizitează dimineața aceasta, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să te binecuvânteze acolo în spate și pe tine. Ne bucurăm că ne vizitați, suntem onorați că ne acordați atenție. Ați nimerit foarte bine, dacă iubiți Scriptura și vă place Cuvântul lui Dumnezeu, în fiecare duminică dimineața noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu și de câteva săptămâni încoace studiem fericirile rostite de Iisus în predica de pe munte. Așa că am luat fericire cu fericire și am văzut fiecare fericire ce înseamnă și ce împachetează ea, câtă bogăție spirituală. Și în această dimineață am ajuns la cea de-a cincea fericire, și anume ferice de cei milostivi. Și dacă ai cu tine Biblia, te invit să o deschizi împreună cu mine la Matei capitolul 5, de unde aș dori să citesc câteva versete. Am să citesc toate cele 8 fericiri, deoarece e bine să ni le reamintim și să le repetăm. Și în felul acesta vom vedea că ele se leagă împreună și le înțelegem mai bine. Chiar dacă astăzi ne oprim la cea de-a cincea treaptă, pe această scară a Harului, cum era numită, e o scară a Harului pentru că fiecare treaptă o urcăm prin Har. Adică Dumnezeu ne ajută. Și am ajuns la cea de-a cincea treaptă, care ne spune despre milă. Dar recitim de la prima fericire, de la versetul 3, care spune așa. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și noi am văzut ce înseamnă blândețe. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, vom vedea astăzi, și ce înseamnă a fi milostiv. Pentru că Biblia spune, ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori sau care fac pace, pentru că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Nu știu dacă vă amintiți, dar la a treia fericire, când am predicat despre ferice de cei blânzi, vi-am spus că aceasta este cea mai neatrăgătoare dintre fericiri. Astăzi, când avem în fața noastră cea de-a cincea fericire, ferice de cei milostivi, aș vrea să vă spun că aceasta e cea mai atrăgătoare dintre fericiri. E ceva care ne atrage când auzim cuvântul milă. Ne atrage ideea de a fi miloși, de a face bine, de a trăi într-o lume populată cu oameni miloși. Nu? Într-o lume în care auzim despre războaie și despre teroriști, și într-o lume în care copiii noștri ne spun despre bullying-ul din școli, despre cât de răi sunt chiar copiii unii cu alții, și despre drogurile din școli, ne gândim că mila nu e o idee deloc rea. Nu cred că e cineva care ar spune în dimineața aceasta, cred că există destulă milă în lumea aceasta. Cred că fiecare dintre noi am putea spune și suntem de acord că n-ar strica să mai fie încă puțină milă în lume. Și despre milă vorbește aici Iisus. Și despre milă vom vorbi în dimineața aceasta, dar aș vrea chiar de la început să vă spun că există două abordări greșite a acestei fericiri, cea de-a cincea fericire. Există câteva lucruri pe care Iisus nu le spune
prin această fericire. Și aș vrea chiar de la început să le eliminăm aceste două idei greșite. Și odată prima idee greșită este că unii cred că prin această fericire, fericii de cei milostivi, Iisus ne spune cum să ajungem la inima oamenilor. Unii cred că, asta și în mod special e concepția umanistă, ei zic, măi, Iisus aici ne învață rezumatul tuturor învățăturilor și ne spune un secret. Ne spune formula, cum să te înțelegi bine cu oamenii. Dacă ești milos cu oamenii, Iisus zice, zic ei, totul o să fie ok, totul o să fie bine. Și ca și pastor, deseori aud lucrul ăsta des din gura oamenilor, să știți. Domnul pastor, Dumnezeu, religii, dar până la urmă, ce contează? Contează să fim oameni buni. Și contează să fim oameni miloși. Și contează să facem bine. Pentru că dacă facem bine, alții o să ne facă bine. Dacă suntem buni cu alții, alții vor fi buni cu noi. Dacă ajutăm, alții ne vor ajuta pe noi. Dacă facem bine, ni se va face bine. Dacă oamenii văd că ne pasă, o să le pese și lor. Și cumva în mintea oamenilor, ideea aceasta, Iisus acum, uite, ne spune într-o capsulă, fii bun și totul o să fie bine în viața ta. Și mila va rezolva toate problemele societății. Ei, asta vrea să spun aici Iisus? Nu, cred. Aș vrea să spun asta Iisus aici și aș vrea să fie așa de simplu. Și nu asta spune Iisus și am să vă spun de ce nu spune asta Iisus. Și odată aduc în fața voastră argumentul istoriei. Istoria ne arată că mila n-a fost mereu considerată o virtute. Ei, noi astăzi spunem milă, astăzi spunem fi bun, fi milos, fi răbdător, așa mai departe. Dacă veți urmări un pic istoria n-a avut mereu aceeași părere față de milă. Și aduc ca exemplu aici romanii. Vă amintiți, în istorie, contextul acesta este că evreii, când Iisus le spune fericii de cei milostivi, evreii erau sub ocupația romană. Știți ce părere aveau romanii despre milă? Una foarte proastă. Filozofii romani spuneau de fapt că mila este boala sufletului. Dacă ești milos, ești slab. Dacă ești milos, înseamnă că îți lipsește ceva. Ei ziceau, măi, curajul, aia e, curajul, glorificau curajul, glorificau disciplina, glorificau puterea, eroul, cuceritorul, nu mila. Mila arată că ești slab. Dacă se năștea în familia ta un copil și nu-l vroiai, putea să fie necat. Asta era părerea romanilor despre milă. Și dacă sclavul te supăra cu ceva, îl duceai în spatele casei și îl ucideai și îl îngropai și asta era. Asta era societatea în care trăia atunci. Evrei și în care Iisus spune, fiți miloși. Vedeți voi, dacă rezumăm mila doar la o virtute, o simplă virtute, vreau să spun ceva, societatea se schimbă și își schimbă părerea despre milă. Dar mai mult vreau să-ți mai spun ceva, aduc un argument personal. Care dintre noi n-am avut măcar un moment în viața asta când am făcut bine și am primit pentru bine rău? Dacă Iisus doar a zice fă bine și totul va fi ok, viața mea și viața ta e un argument pe care l-aș putea aduce și a spune, eu am făcut bine și n-am ajuns la inima oamenilor. Am ajutat și n-am fost ajutat înapoi, am iertat și n-am fost iertat înapoi. Au fost momente în care nu mi s-a arătat milă, deși am arătat milă. Și Iisus nu spune aici, dacă vei arăta milă, ți se va arăta milă înapoi. Și nu e așa că au fost momente în viața noastră când am fost dezamăgit și poate ai avut milă de cineva și lucrurile n-au ieșit cum te așteptai tu și ce ți-ai zis? N-o vezi? Ce înseamnă să fii bun? N-o vezi? Ce înseamnă să ai milă? N-o vezi? Numai bine nu avea milă? Dar nu asta vrea să zic aici Iisus. Și exemplul suprem e Iisus, să știți. Iisus a fost cea mai milostivă ființă care a trăit vreodată. N-a făcut niciun lucru rău. A făcut întotdeauna bine. Iisus a avut milă de oricine, oricând, oricum s-ar fi aflat. Știți cum i-a fost răsplătită această milă a lui Iisus? Oamenii l-au trântit pe o cruce, l-au bătut în cuie pe cruce, l-au scuipat pe cruce, l-au blestemat pe cruce. Cea mai milostivă ființă care a trăit vreodată, care a arătat milă la oricine, n-a primit milă deloc. Pentru că Iisus nu vrea să spună aici,
Mila e o simplă virtute, arată milă și o să fie ok. Și o să vedem de-a lungul acestui mesaj că noi trebuie să fim milostivi, nu ca să primim ceva, ci pentru că am primit ceva. Dar de asemenea, mila, unii cred că mila, de fapt, vrea să spun aici Iisus, este calea înspre inima lui Dumnezeu. Și sunt foarte mulți oamenii religioși cred asta, că dacă suntem oameni miloși, dacă facem milostenii, dacă ne arătăm în mila, Dumnezeu va avea milă de noi și ne va mântui. Și cumva foarte mulți oameni asta cred, că dacă tu faci fapte bune, Dumnezeu vede faptele tale bune și dacă îi plac lui Dumnezeu faptele tale bune și ești satisfăcut de ele, tu adun merite în fața lui Dumnezeu și în ziua judecății Dumnezeu îți va arăta milă. Așa se explică faptul că în istorie, de-a lungul istoriei, mănăstirile și alte grupări au fost pline de oameni care încercau să adune merite în fața lui Dumnezeu ca în ziua judecății păcatele lor să li se ierte pentru că au făcut lucruri bune sau au adunat merite. Și foarte mulți oameni în mintea lor, creștinismul lor, religiozitatea lor, asta ar putea fi exprimată în ideea aceasta. Dacă sunt milos, Dumnezeu într-o zi mă va mântui și va avea grijă de mine. Și nu asta vrea să spună aici Iisus. Și vreau să vă explic și de ce. Știți de ce? Pentru că unde îi merit, nu îi milă. Ori milă, ori merit. Pentru că definiția milei asta este. N-are merite, doar dacă îi dau milă. Oamenii deseori au această impresie că la judecată va fi un cântar. Deseori stau de vorbă cu oamenii și zic, domnul pastor, zice, la judecată, că va fi acolo un cântar, Dumnezeu va cântări faptele mele bune și faptele mele rele, care vor fi mai multe, care vor fi mai puține, să facem fapte bune. Și eu le spun oamenilor, măi, să știi că va fi un cântar. Numai un pic altfel. Pe de o parte, Dumnezeu va pune faptele tale bune și rele, viața ta cu bune și rele, într-o parte. Și pe cealaltă parte, știi ce va fi? Perfecțiunea pe care o așteaptă Dumnezeu de la tine. Standardul neprigănirii perfecte ale lui Dumnezeu. Știi că vor conta faptele tale bune și rele în partea asta? Zero. Pe lângă perfecțiunea lui Dumnezeu, pe lângă standardul sfințeniei lui Dumnezeu, pe lângă o viață perfectă, fără vină, fără pată, fără greșeală, faptele tale bune și rele nici măcar nu vor mișca acest cântar. De ce? Pentru că cele mai bune fapte ale mele nu pot deschide ușa cerului. Și omul acesta care îi aici milos, despre care Iisus zice, ferice de cei milostivi, asta e fericirea cincea. Omul acesta a trecut pe la fericirea întâi, care zice, ce zice? Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Observați cum ei au împărăția. Ei fac milostenii nu ca să câștige împărăția, ci pentru că au împărăția. Ei fac milostenii nu ca să ajungă în cer, ci pentru că vor ajunge în cer, fac milostenii. Ei fac milostenii nu ca să-și cumpere cerul, ci pentru că cerul este deja al lor, pentru că deja sunt creștini. Nu facem fapte bune ca să devenim creștini, ci pentru că suntem creștini, facem fapte bune. Și dimineața aceasta vreau să ne uităm la cea de-a cincea fericire și să vedem ce este mila și ce nu este mila. Și vreau să privim patru lucruri despre mile. Unu, definiția milei, sursa milei, cum apare mila în inima noastră, 3, manifestarea milei și 4, răsplătirea milei. Ce va aduce mila în viața noastră? Și vreau să ți-l amintesc și ție, dacă ne vizitezi, că găsești mesajul acesta și găsești schița asta pe aplicația bisericii și dacă vrei să o ai acasă, dacă vrei să o revezi apoi sau să o trimiți mai departe, o poți face, așa că nu te grăbi neapărat să pozezi fiecare slide, o găsești acolo și o poți avea pe telefonul tău. Ce este mila? Ce nu este milă? Ce înseamnă a fi milostiv? Și mila este, vreau să încep cu o definiție, mila este o emoție lăuntrică de compasiune față de suferința cuiva, urmată de această dorință de a-l ajuta. Deci mila, evident, este în primul rând o emoție. Și cuvântul grecesc înseamnă a fi în durere, înseamnă a plânge.
când descoperi suferința cuiva, când descoperi nenorocirea cuiva, în inima ta se întâmplă ceva. Cineva traducea mila ca durerea inimii. Te doare inima față de suferința celuilalt, de nenorocirea celuilalt. Cuvântul ebraic, sinonimul, da, cuvântul e grecesc. Cuvântul ebraic pentru milă înseamnă a intra în pielea celuilalt. Înseamnă a vedea cu ochii lui, a gândi cu mintea lui, a simți cu inima lui, îți pare rău de celălalt. Mila e opusul invidiei. Invidia înseamnă a-ți părea rău când altuia îi merge bine. Mila înseamnă a-ți părea rău când altuia îi merge rău. Îți pare rău că nu-i merge și lui bine, că nu-i și el poate într-o stare bună, că suferă, că e într-o nenorocire. Asta înseamnă mila. Deci mila este, în primul rând, o emoție. Începe cu emoție, dar nu se termină cu emoție. De ce? Pentru că mila înseamnă și acțiune. După ce suferi, ai vrea să-l scapi. Ai vrea să-l salvezi. Asta înseamnă a avea milă. Mila te pune în mișcare. Știți care e cea mai bună definiție a milei? E tocmai oferită de Iisus. Și Iisus a vorbit despre ea în Luca 10, într-o pildă foarte cunoscută numită Pilda Samariteanului Milostiv. Vreau să vă citesc această pildă. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. Știți cum era drumul ăsta de la Ierusalim la Ierihon? Era un drum foarte îngust și cu multe curbe. Și pe de o parte și pe de alta era prăpastie. Și pentru că era îngust și era prăpastie și pentru că era cu multe curbe, nu știai niciodată ce te așteaptă după următoarea curbă. Și știți ce l-au așteptat pe asta? Niște tâlhari. Ce-au făcut tâlharii? L-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Asta zice Iisus. Și acum Iisus zice, din întâmplare, așa de mult îmi place, parcă îl văd pe Iisus, zice, din întâmplare, parcă trage așa cu ochiul, zice, din întâmplare, de parcă ar fi ceva din întâmplare. Și din întâmplare. Din întâmplare a trecut pe acolo cine? Un preot. Asta, nu știu ce făcea, nu știu de unde venea, ce făcea, era un om care vorbea despre Dumnezeu, poate în fiecare zi, a trecut pe acolo un preot și când l-a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe lături. Drumul avea câțiva metri, dar au trecut pe cealaltă parte ca să nu-l vadă. Și a mai trecut pe acolo, tot din întâmplare, un levit. Un om care cânta despre Dumnezeu, lângă jertfe. Și spune, fiți atenți ce zice Biblia, când l-a văzut a trecut și el pe alături, dar un samaritean care era în călătorie și el a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. Și apoi a mers acasă și în timp ce vorbea cu soția lui la masă a zis, să vezi ce am văzut astăzi. Omul era tot de sânge și în timp ce mânca omul supă a zis, ce nenorocire și în ce lume trăim. Asta zice Biblia că s-a întâmplat? Nu! Și zice Biblia că s-a apropiat de el și i-a legat rănile. Adică omul ăsta n-a umblat cu pansament la el. A rupt din haina lui și i-a legat rănile. Și mai mult zice Biblia, a turnat peste ele un de lemn și vin. A încercat să se îngrijească cumva cu ce avea. Și apoi spune Biblia, l-a pus pe dobitocul lui. El a mers pe jos ca cel rănit să nu meargă pe jos. Și l-a dus unde? Zice, l-a dus la un han. Om nu era bine și l-a dus la un han și a zis hanjiului, omule, mai am 2 lei la mine și ai grijă de el și orice vei mai cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Practic omul zice, scoate cardul lui și spune, garantez cu cardul meu că tot ce o să mai cheltui o să dau înapoi. Și Iisus zice, n-o zi, profesore, cine a dat dovadă de milă? Și omul răspunde corect, zice, cel ce și-a făcut milă. Și fiți atenți ce spune Mântuitorul, du-te și fă. Mila nu e ceva ce simțim. Mila este ceva ce facem. Mila este compasiune în acțiune. O milă care rămâne la nivelul gândului, la nivelul emoției, la nivelul intenției, nu este milă. Așa a văzut Iisus mila, așa trebuie să vedem și noi mila. Și asta ne spune ceva, ne spune că mila nu e sentimentalism. Există în noi, în natura noastră, în țesătura noastră umană, în felul în care am fost croiți,
Această empatie pe care Dumnezeu a pus-o acolo, e răspunsul natural, instinctiv al omului la suferința altui om. Nu? Și anii aceștia pentru noi au fost ani în care am văzut multe lucruri dramatice la știri. Nu? Și când vezi ceva la știri, când vezi cutremurul, inundațiile, războiul, simți milă. Și normal să simți milă. Dar ca să fim sinceri, știți până când durează mila asta? Până schimbăm canalul. Sau dacă ți se arată în fiecare zi, până când te obișnuiești cu știrea asta, pentru că mila despre... Și auzi câteodată de nenorocirea cuiva, uite cu tare nu știu ce, și îți pare rău, dar te gândești, pe ce pot face eu pentru omul acesta? La urma urmei, îmi pare rău, dar ce pot face? Că și eu am problemele mele. Și voi știți vorba aia pe care românii au, mi-e milă de tine, dar de mine. Ce milă? Mila aceasta, spune Iisus, este o milă specială. Este o milă pe care doar unii o au, de aceea îi ferice doar de unii și doar de ei și nu de toți. E o milă care își are izvorul în Dumnezeu, nu în mine. Este o milă care nu rămâne tăcută, pasivă în fața suferinței, ci mila asta se coboară la cel în nevoie și caută să-l ajute pe cel în nevoie. Ce înseamnă avea milă? Avea milă înseamnă a vedea un om care n-are mâncare și a-i dat din mâncarea ta. Avea milă înseamnă a vedea pe cineva cerșind iubire și a-i oferi iubirea ta. A avea milă înseamnă a vedea pe cineva singur și a-l mângâia prin prezența ta. Înseamnă a vedea pe cineva descurajat și a-l încuraja prin cuvintele tale. Înseamnă a vedea nevoia, a fi mișcat de nevoie și spre nevoie, a face ceva în legătură cu această nevoie. Cine poate trăi așa? Și răspunsul este cetățenii împărăției lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu este o împărăție a milei. Împăratul este un împărat al milei și cetățenii ei sunt oamenii milei. Cine poate trăi așa? Acești oameni care încearcă să trăiască cum a trăit Iisus, cu sensibilitate și cu compasiune. Sunt oamenii care fac binele dintr-o motivație neegoistă și sinceră. Când alții zic, măi, îmi ajung mie necazurile mele, oamenii ăștia se implică necazurile altora. Sunt oamenii care vin și zic, nu vreau ceva, vreau ca să dau ceva, că Iisus a zis, e mai ferice să dai decât să primești. Și nu doar 10, nu doar 20, nu doar o parte, nu doar ăștia mai bătrâni, nu doar ăștia cu studii teologice. Toți cetățenii împărăției lui Dumnezeu au milă. Nu există nimeni în împărăția lui Dumnezeu care să n-aibă milă. Asta e milă. Și cum apare mila asta? Am văzut că nu din noi, am văzut că nu din întâmplare. Ea apare cumva, am anticipat deja cum apare. Ea apare pentru că sursa ei este Dumnezeu. Și când intrăm în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne face plin de milă. Acest Dumnezeu a cărui caracter este milă, te face capabil și capabil pe mine ca să am milă, ca să ai milă și o milă ca și inima lui Dumnezeu, ca și mila lui Dumnezeu care se sacrifică, care salvează pe cel. Vezi când Dumnezeu lasă pe cineva în împărăția lui, când eu intru în împărăția lui, Dumnezeu îmi face un transplant de inimă. E exact ce zice Ezechiel, vă amintiți? Am să vă iau inima de piatră și am să vă pun o inimă de carne. Asta face Dumnezeu. Așa apare această milă specială. Știți cum apare? Vreau să vedem un pic fericirile, să vedem că ea apare prin aceste fericiri și o veste bună, dacă e prima fericire pe care o auzi predicată, repetăm fericirile. Pentru că mila nu apare din senin, ea nu poți să iei doar în brațe fericirea a cincea. Ea apare, fiecare fericire naște următoarea fericire, nu poți sări direct la fericirea a cincea, fiecare atitudine contribuie la cea de-a cincea atitudine. Știți cum apare mila? Mila apare cu ce? Cu sărăcia spirituală. Ferice de cei săraci în duh, și noi am văzut ce înseamnă a fi sărac în duh. A fi sărac în duh înseamnă a recunoaște că nu ești suficient în fața lui Dumnezeu. Că ce ai tu mai bun? N-are valoare în fața lui. Și că ai nevoie de mila lui Dumnezeu și când realizezi acest lucru, plângi.
Îți plângi păcatul tău, îți plângi imperfecțiunile tale, te întristezi din cauza faptului că ești departe de ce ar trebui să fii, plângi, umbli în doliu față de păcatul din viața ta. Plângi și că nu mai poți să plângi, plângi că nu mai poți să plângi. Asta vrea să spună aici Iisus, e omul care se întristează că e imperfect. Și știți ce produce plânsul ăsta în noi? Produce blândețe și produce supunere, o blândețe a supunerii. Și am văzut ce înseamnă blândețea. Blândețea înseamnă a spune puterea ta la picioarele lui Dumnezeu. Înseamnă a fi îmblânzit. Inima mea e sălbatică, inima ta e sălbatică, așa ne-am născut. Inima noastră este o inimă rea, necredincioasă, amestecă multe pasiuni în ea, e ca o mare învolburată. Dar atunci când spun, sunt sărac și când încep să-mi plâng păcătoșenia mea, îmi dau seama că trebuie să stau în fața lui Dumnezeu blând și zic, Doamne, voi vorbi cum vrei tu, voi gândi cum vrei tu, voi reacționa cum vrei tu, mă voi mânia când zici tu și mă voi manifesta cum zici tu. Încep să fii blând, dar încă ești păcătos. Și realizând că ești păcătos, ce faci? Spui, Doamne, umple-mă. Și încep să fii flămând și însetat după ce? După neprihănire. Spui, Doamne, sunt păcătos și vreau să fiu perfect înaintea ta, umple-mă. Și Dumnezeu, știi ce face? Dumnezeu te umple. Pentru că ești flămând, El te hrănește, pentru că ești însetat, îți dă apă. Și ce îți dă Dumnezeu? Uitați, următoarele patru fericiri, îți dă Dumnezeu milă, pune în inima ta milă. Pentru că tu ai primit milă ca un cercetător, dai mai departe milă. Ce pune Dumnezeu în inima ta? O inimă curată. Pentru că îți speli mereu inima prin lacrimile pocăinței, inima ta e curată, îți dă pace, mereu cauți pacea, liniștea, ești blând, vei căuta pacea, blândețea caută pacea. Așa apoi îți dă putere ca să suferi, pentru că tu iubești neprihănirea, vei fi gata să suferi pentru neprihănire. Vreau să observați ceva aici, nu știu dacă vedeți acolo cei care aveți o privire bună, veți vedea că la primele patru am scris rădăcina, la ultimele patru am scris roadele. Primele patru ne zic cum intrăm. Ultimele patru ne zic cum umblăm. În urmă cu câteva săptămâni eram undeva plecat din țară și eram în fața unor adolescenți și la final, după ce le-am vorbit, am avut un moment de întrebări și răspunsuri și cineva, un adolescent, o adolescentă m-a întrebat, de unde știu că-s pocăit? De unde știu că-s născut din nou? De unde știu? Și-a luat fericirile. Și am zis, hai să vedem. Ești sărac în duh? Adică n-ai nimic în fața lui Dumnezeu? Îți plângi sărăcia? Pentru că îți plângi sărăcia, ai devenit smerit și blând și umil? Și dorești tot mai mult să fii fără vină în fața lui Dumnezeu? Așa intra pe poarta cea strâmtă. Și apoi vezi cum să umbli. E ca și o rădăcină care dă roade. Nu putem să îmbrățișăm direct mila, direct pacea, direct asta. Noi asta am vrea. Dar nu se poate să avem pace fără Iisus. Nu se poate să avem milă fără Iisus. Nu se poate să avem o inimă curată fără Iisus. Nu se poate să suferim pentru ce bine fără Iisus. Asta spune aici Iisus. Așa umblăm pe calea cea îngustă. Cum apare această milă, mila aceasta, mila creștinului este reacția creștinului la mila lui Dumnezeu. El are milă, pentru că Dumnezeu i-a dat milă. Și ție Dumnezeu ți-a dat milă, și mie Dumnezeu mi-a dat milă, și mila lui Dumnezeu vine din dragostea lui Dumnezeu și se manifestă prin iertarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Și haideți să vedem câteva versete și aș putea să vă simt toată ziua în versete care vorbesc despre mila lui Dumnezeu și legătura dintre milă și salvare, dar vă spun doar câteva, Efeseni 2 cu 4 și vă amintiți cum e primul verset din Efeseni 2. Voi erați morți și eu, Marius, eram mort. Și diavolul mă ținea prizonier în întuneric și eram sub mânia lui Dumnezeu și nu mă puteam salva și nimeni nu mă putea salva. Dar vine versetul 4 și zice, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare. De ce m-a salvat Dumnezeu? Pentru că e bogat în îndurare. El m-a văzut unde eram, dar nu m-a lăsat unde eram, pentru că e milă. Uite ce spune Tit 3:5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, adică Dumnezeu n-a fost doar drept față de noi. Știi ce însemna dreptate? Dreptate înseamnă să primești ce meriți. Știi ce meriți? Știi ce merit? Iadul.
Dar Biblia spune în continuare, zice, ci pentru îndurarea Lui. Adică i-a fost milă. Și milă înseamnă să primesc ce nu merit. Știți ce nu merit? Nu merit raiul. Nu vreau dreptatea lui Dumnezeu. Vreau mila lui Dumnezeu. Dumnezeu a avut o cale să rezolve dreptatea lui prin Hristos și asta am primit în Hristos. Mila lui Dumnezeu. Deseori aud oameni care zic și se roagă și poate și eu câteodată m-am rugat și poate și voi v-ați rugat zicând, Doamne, ai milă de mine. Dar vreau să spun, Dumnezeu a avut milă de tine în Iisus. Tot ce face Dumnezeu în viața ta acum nu se compară cu ce a făcut pentru tine în Iisus. Și tot ce face Dumnezeu în viața ta acum e posibil pentru că a făcut deja prin Iisus. Iisus a deschis fântâna și toate vin în viața ta, dar Dumnezeu a avut milă de tine și de mine prin Iisus, mi-a dat prin Iisus ce nu merit. Și mila asta a fost revărsată din belșug, ea se revarsă și peste alții. Ați observat că omul acesta, nu doar că face milostenii, el îi milos, ferice de cei milostivi, adică inima lui a fost transformată. El este pentru alții ce a fost Dumnezeu pentru el, milă. Și noi când am studiat anul trecut doctrinele și am văzut cum e Dumnezeu, am văzut câte atribute are Dumnezeu. Ei, din atributele astea Dumnezeu multe nu poate să ni le dea, însă ăsta poate să ni le dea, milă. El îi milă și te face și pe tine să fii milă. Și mila e chemarea ta. Matei 5, vom vedea mai încolo că Iisus mai spune ceva în ideea asta milei. Uite ce spune, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastemă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Ai fost adoptat în familia cerului. Imită pe Tatăl cerului. El are milă și tu trebuie să ai milă. Că Dumnezeu zice, dă soare și peste cei buni și peste cei răi și dă ploaie și peste cei buni și peste cei răi. Adică Dumnezeu nu se uită la meritele omului, ci El are milă. Și dacă ție îți place să vezi cum copilul tău te imită în cele bune, Tatălui celui ceresc îi place cu atât mai mult. Noi nu suntem doar copiii lui Dumnezeu, suntem copii ale lui Dumnezeu, îl copiem pe Dumnezeu. Și vreau să-ți mai spun ceva, mila apare atunci când Dumnezeu are milă de noi, dar de asemenea mila rămâne câtă vreme privim la Dumnezeu. Dar nu merită, frate. Dar nu merită să-L iert, l-am tot iertat, nu merită să-L ajut, l-am tot ajutat, nu merită, frate, de parcă nu sunt lucruri diferite, mila și meritele. Dacă e milă, nu mă uit la merite. Dacă-s merite, înseamnă că nu e vorba despre milă. Știți cum îți păstrezi mila? Știi cum îmi păstrez mila? Ea vine de la Dumnezeu și o păstrez privind la Dumnezeu mereu. Și vreau să vă și explic cum. Mila mea are legătură nu cu omul pe care îl văd, nu cu perspectiva asta pe orizontală, ci cu Dumnezeu. Fiți atenți. Am milă pentru că atunci când ofer milă, îmi aduc aminte că eu am primit milă de la Dumnezeu. Când acționez cu milă, ascult de cine? De Dumnezeu. Puterea de a fi milos nu este a mea, ci a Duhului lui Dumnezeu. Când trăiești milos, aduci glorie cui? Lui Dumnezeu. Când trăiești cu milă, faci bine creaturilor. Cine le-a creat? Dumnezeu. Creaturilor lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu e sursa milei, Dumnezeu este motivația milei. Când nu mai mă uit la oameni, când nu mă uit la Dumnezeu, ci la fața oamenilor, îmi pierd motivația, îmi pierd puterea de a face bine. Acum rămâne cu unul care n-arată milă. Cu un creștin care n-arată milă. Există așa ceva? Nu. Asta zice Iisus. Dacă ești creștin, înseamnă că ai primit milă și dacă n-arați milă, s-ar putea să nu fii creștin. Și știți unde zice Iisus asta? Într-o povestioară, într-o altă povestioară, se găsește tot la Matei, Matei 18, despre datorii. Și noi care trăim în această epocă a băncilor și a creditelor și a datoriilor, știm cu datoriile.
Și zice Matei 18, în pilda robului nemilostiv, că unul avea o datorie foarte mare. Și de mare era? 10.000 de talanți. Și îl cheamă stăpânul și zice, știi că am la tine o datorie? Da. Păi banii? N-am. Și omul ce face? Spune, Doamne, nu pot să-ți plătesc. Și se aruncă la picioarele stăpânului și stăpânul era gata ca să facă dreptate și se arunce familia în temniță și pe el în temniță până va plăti datoria, dar în schimb îi iartă datoria și zice, i s-a făcut milă de el, așa scrie. Și credea că robul acesta va fi impactat de mila stăpânului, însă aude stăpânul că cum a ieșit afară, robul ăsta o găsit pe altul care era un datornic mai vechi și avea o datorie mică, zice acolo, 100. 100. Și nu doar că avea o datorie 100, omul zice, nu pot să-ți plătesc, ăsta nu plătește. Și spune Biblia, e un detaliu, citez acum exact, îl strângea de gât. Și zicea, plătește. Omul zice, nu pot să-ți plătesc. L-a aruncat în temniță, că se putea face. Și stăpânul aude. Și se supără. Și îl cheamă. Și fiți atenți ce, ce zice Iisus. Citez. Oare nu se cădea să ai și tu milă, cum am avut și eu milă față de tine? Ba da. Însă nu poți primi, nu poți da ce n-ai primit. Și dacă nu oferi milă, dacă refuzi să fii milostiv, asta arată că n-ai înțeles niciodată mila lui Dumnezeu față de tine. Nu există cineva în împărăția lui Dumnezeu care să n-arate milă. Un scriitor, Warren Wiersbe, a spus că mila e un pod pe care Dumnezeu l-a construit spre noi și pe care noi îl construim spre oameni. Acum vreau să vă întreb, care pod e mai greu de construit? Ăsta dintre creator și creatură, dintre Dumnezeu și om, sau dintre om și om? Care e mai departe? Dacă El a făcut pasul ăsta și a arătat milă față de mine, cu atât mai mult eu trebuie să arăt milă față de altul. Am văzut ce e mila, am văzut de unde vine mila, hai să vedem cum se manifestă mila. Cum arată milă? Dumnezeu o pune în inima mea, dar ea nu rămâne în inima mea, nu? Ea se manifestă și important ca biserica să manifeste mila lui Dumnezeu. Eu vreau să vă întreb, dacă nu biserica, cine? Lumea? Va manifesta lumea mila lui Dumnezeu? Oare putem noi iubi pe oameni dacă nu-L iubim pe Dumnezeu cu adevărat? Dacă nu-L iubim pe Dumnezeu cu tot ce avem, noi credem că îi vom putea iubi pe oameni ca pe noi înșine, cum zice Biblia, cele două sunt legate. Și Biblia spune că noi, biserica, tu, creștine, eu, trebuie să arăt altora mila lui Dumnezeu. Roman 1 cu 31 spune că o societate fără Dumnezeu este o societate fără milă. Și în această lume în care nu există milă cu adevărat, adică nu doar să simțim, ci să și acționăm, să facem ceva, neegoist și sincer, într-o societate fără milă, biserica ar trebui să fie cel mai milos loc din oraș. Hai să vedem câteva versete. Coloseni 3 cu 12. Astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă, fiți atenți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate. Ce zice Pavel aici? Zice, îmbracă-te cu milă. Și adaug eu, rămâi îmbrăcat toată viața ta. Nu mai da jos niciodată hainele milei. Mila să fie pentru tine modul tău de viață. Să ai milă oricând, față de oricine. Și oricum poți tu să o faci. Și vreau să spun ceva, când îți dai jos hainele milei, Dumnezeu ne ajută să le îmbrăcăm iar. Știți că ne ajută să le îmbrăcăm iar? Așa e de bun Dumnezeu. Știți cum? Pot să vă citesc 2 Corinteni 1 cu 34. Zice, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl, și are aici un nume, El e Părintele Îndurărilor, Lui îi place când vede îndurare, îi place când vede mângâiere, zice, ne mângâie pe noi în necazurile noastre, ca noi, cu mângâierea pe care o primim, să dăm mai departe ce? Mângâiere, să mângâiem pe alții în necazurile lor. Vreau să spun ceva. Dumnezeu va îngădui în viața ta încercări
ca să vină altul să aibă milă de tine și să te mângâie, ca tu la rândul tău să mângâi pe altul și să ai milă de altul. Că Dumnezeu vede că am dat din viața mea jos hainele mele, s-ar putea ca El să zică, cred că ai nevoie să-ți amintești că și tu ai nevoie de milă și mângâiere și că e bine să fii parte și să ai parte de milă și de mângâiere și uite, suferința asta să aduce aminte de cât de important e să ai milă. Azi vă prezint câteva moduri în care putem avea milă. Și sunt atâtea feluri în care putem avea milă, dar am ales doar două cuvinte cheie. Unu, suferință. Și doi, slăbiciune. Dacă vrei să ai milă și să manifesti mila lui Dumnezeu, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să ai milă atunci când vezi suferință. Ce există în lumea aceasta multă suferință și suferința aceasta e de multe feluri și noi știm și de ce există suferință. Suferința nu există pentru că Dumnezeu a vrut să fie, suferința nu există că așa gândit Dumnezeu lumea, ci suferința există pentru că așa a devenit lumea. Așa a devenit lumea în urma căderii în păcat. Și tocmai aici intervine biserica. Biserica este lăsată de Dumnezeu în lume ca să aline din suferința lumii. Practic, trupul lui Hristos, care e biserica, face astăzi pe pământ și a făcut Hristos. Ce a făcut Hristos? A văzut un bolnav, a văzut un sărac, a văzut un suferind, a văzut unul care își ducea la groapă copilul. Hristos a văzut suferință și a alinat suferința. Tu care ești parte din trupul lui Hristos, trebuie în lumea aceasta să alini suferința. Ai milă, manifesti milă când vezi suferință și încerci să alini suferința. Și biserica a făcut asta. Știu că ateii spun deseori, biserica se roagă în timp ce sunt atâtea probleme în lumea aceasta, dar adevărul este privind în istorie că primele școli au fost construite de biserici, primele orfelinate au fost construite de biserici, primele spitale au fost construite de biserici, de creștini, de oameni care îl iubeau pe Hristos, biserica și-a înțeles mandatul în lumea aceasta. N-a fost nepăsătoare. De aceea biserica vede nevoia, biserica e mișcată de nevoie, biserica se mișcă spre nevoie. Și Biblia ne spune asta în 1 Ioan 3, cu 17 și 18. Fiți atenți ce spune versetul acesta. Bătrânul Ioan, ultimul apostol, spune așa, dar cine are bogățiile lumii acestea? Și vede pe fratele său nevoie. Și asta nu se referă la l-ai văzut din mașină și odată. Când îl vezi mereu, constant, e lângă tine, e acolo, în comunitatea ta, când e un om pe care, la care ai acces. Când vede pe fratele său o nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Nici cum îi răspunsul. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Ioan spune aici câteva lucruri. El spune că odată în lume vor fi mereu nevoi. Și vreau să spun de la început, în lume e atâta suferință încât biserica nu va elimina suferința din lume. Era în vremea lui Ioan, era în vremea lui Iisus, era în vremea lui Pavel, va mai fi în vremea copiilor noștri, suferința va fi mereu în lume. Iisus a spus, pe săraci îi veți avea totdeauna. Întotdeauna va fi suferință în lume. Noi nu vom scoate suferința din lume. Și nici măcar nu asta e chemarea noastră să eliminăm toată suferința din lume, că nici nu putem, însă trebuie să facem ce putem cu ce avem. Și la fiecare Dumnezeu ne-a dat ceva. Ați observat ce scrie aici? Cine are bogățiile lumii acesteia? Cât îți ele valabile? În lumea aceasta. Cât au valoare banii? În lumea aceasta. Cât au valoare lucrurile pe care le am? În lumea aceasta. Au un termen de valabilitate. Am în lumea aceasta mai mult. De ce? A vrut Dumnezeu să mă binecuvânteze. Dar nu-i doar o binecuvântare, e și o responsabilitate față de omul care e în suferință. Asta vrea să spună aici Ioan. Și putem fi o mânghiere în multe feluri. Noi câteodată ne gândim, măi, eu nu am așa de mulți bani. Stai liniștit, poți să fii mânghiere și prin alte lucruri. Vezi pe cineva în suferință? Tu te vizitează. Prezența ta poate fi o mângâiere. Vezi pe cineva în suferință, vorbește și încurajează-l. Cuvintele tale sunt un semn al milei. Vezi pe cineva în suferință, roagă-te pentru el. Poate chiar trebuie să-i spui, mă rog pentru tine, asta îi va aduce
milă și mângâiere. Vezi pe cineva în suferință, știi cum poți avea milă față de el? Prin îndemânarea ta. Poate n-ai cu cuvintele, nu le ai cu rugăciunile, cu astea, poate nu-i punctul tău forte, dar te pricepi când iei ciocanul în mână și poate cineva are ceva stricat în casă și un om care trece prin suferință, prin greutăți, du-te repară ceva, du-te fă ceva pentru el practic. Nu știu ce ești, mecanic, frizer, doctor, dentist. Ascultă-mă bine, acolo unde ești, prin priceperea ta pe care a pus-o Dumnezeu în mâinile tale, poți să-ți arăți mila ta. Timpul tău, când ai cuiva timpul tău, timpul tău este un semn că vreau ca să am milă de tine, cum Dumnezeu a avut milă față de mine. Orice pui în mâna lui Dumnezeu poate fi o mângâiere. Știți că Biblia vorbește inclusiv despre mila față de animale? Proverbe 12:10 spune că cel neprihănit se îndură de vite. Știți ce cred că vrea să zică Biblia acolo? Că dacă ai milă în inima ta, ai milă de toate. Cine n-are milă în inima lui, n-are milă de nimic. Ori ești crud, ori ești milos. Orice manifestare a milei e valabilă în fața lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva. Și ca biserică noi suntem implicați, zic, în suferința lumii și avem aici multe aspecte ale departamentului social și proiecte care se implică, voi le știți. Și îmi dau seama lucrând câteodată cu oamenii care sunt prin probleme, în suferință, nu-i ușor și câteodată poate obosim și câteodată poate ne pierdem motivația și ne pierdem atitudinea și Biblia spune de fapt nu le vei rezolva pe toate, dar e foarte important să-ți păstrezi atitudinea bună. Și uite unde zice Biblia asta, Romani 12:8, spune în felul următor: cine face milostenie s-o facă cu bucurie. Vrei să-ți arăți mila? Oricum ar fi manifestarea asta, fă-o cu bucurie. Și când îți arăți mila, fă-o în așa fel încât atitudinea ta să transmită: nu sunt obligat să fiu aici. Nu sunt obligat să fiu la patul tău. Sunt onorat să fiu la patul tău. Că pot arăta mila lui Dumnezeu prin ceea ce fac. N-am venit aici să te încurajez că-s obligat. N-am venit să te ajut că-s obligat. Am venit pentru că-s onorat că pot da mai departe mila lui Dumnezeu. Milă față de suferința lumii. Milă față de slăbiciunile oamenilor. Nu, acum. Acum e acum. Suferința ne emoționează, dar slăbiciunile oamenilor. Dar e nevoie de milă nu doar când oamenii au probleme. E nevoie de milă și când oamenii păcătuiesc împotriva noastră. Și ascultă-mă, tu ca și copil al lui Dumnezeu trebuie să înțelegi că tu ești un om imperfect care trăiești într-o lume imperfectă, înconjurată de oameni imperfecți și mai târziu ăștia creștini sau necreștini îți vor face rău, intenționat sau nu. Și cea mai bună reacție e milă. Și cum Dumnezeu a avut milă de slăbiciunile și păcatele tale, și tu trebuie să ai milă de slăbiciunile și de păcatele altora. Ce înseamnă milă? Înseamnă odată avea răbdare, a te mânia greu, a fi îngăduitor. Poate când cineva face mereu aceeași greșeală, risc să-ți pierzi răbdare și spui iară. Biblia spune, ai milă dacă te mânii greu, așa cum se mânie Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu nu m-a nimicit pe loc, a fost că El a avut răbdare față de slăbiciunile mele și asta vine din milă Lui. Iertare este un semn al milei. Să ierți. Și chiar dacă ți se cere iertare, chiar dacă nu ți se cere iertare, tu să fii gata să ierți. Spurgeon spunea un lucru, el zicea că e bine ca să ai un ochi orb și o ureche surdă. El zicea cu umor că ochiul lui orb e cel mai bun ochi pe care îl are. Și urechea lui surdă e cea mai bună ureche pe care o are. Și ce vrea să zică el? Că e bine unele lucruri să nu le vedem. Și bine unele lucruri să nu le auzim. E bine să nu fim prea sensibili cu noi înșine și e bine să nu taxăm atât de repede și atât de aspru și bine să nu ne punem pe noi înșine în lumina reflectoarelor și este bine să avem răbdare cu slăbiciunile altora și când ele apar să avem iertare față de slăbiciunile altora. Și vreau să vă spun ceva, a ierta nu înseamnă a călca în picioare dreptatea. Dumnezeu nu și-a călcat în picioare dreptatea și adevărul, ci a ierta înseamnă a confrunta, dar nu oricum, ci cu bunătate, cu har, cu smerenie, cu blândețe. Ultima persoană care ar trebui să aibă probleme cu iertarea e creștinul.
A ridica pe cel căzut e un semn al milei. Ce faci când cineva cade? Ce faci când cineva auzi despre el ceva? Faci din asta o știre? O bârfă? O împingi mai departe? Îl judeci cu asprime? Cu un aer de superior? O, eu niciodată. Familia noastră niciodată. A avea milă înseamnă a te apropia de cel căzut care a greșit și a spune, omule, și eu sunt imperfect și aș vrea cumva să te ajut și să te ridic. A avea milă înseamnă a pune oasele la loc. A restaura, a ridica, a rezolva, a bandaja, a încerca să întinzi o mână ca să îl ajut. Asta înseamnă a avea milă. A avea milă înseamnă a evangeliza. Când te-ai rugat pentru un om nemântuit, ai milă de el. Când l-ai chemat la biserică să audă Evanghelia, ai milă de el. Când i-ai zis adevărul în dragoste, deși nu i-a plăcut, ai avut milă față de el. Când te-a prigonit, dar tu ai spus, îți iert prigonirea, ai milă de el. Ai făcut ce a făcut Ștefan, care s-a rugat pentru cei care aruncau cu pietre. Și vreau să spun ceva, a avea milă înseamnă a te bucura când un păcătos vine la biserică și când un păcătos se pocăiește, nu a săgeta cu privirea, n-a spune ca și fiul cel mare, vă amintiți de fiul cel mare? Păi și ăsta a venit acasă, păi și ăsta se pocăiește, păi și tatăl se bucură și a refuzat să intre în casă. Astea nu sunt semne ale milei. Și se merită să avem milă. De ce? Pentru că mila va fi răsplătită. De cine? De oameni? Nu. Vor fi momente în care oamenii îți vor da milă pentru milă, vor fi momente în care oamenii te vor ajuta pentru că ai ajutat, vor fi astfel de momente, dar poate de multe ori nu vor fi. Ce vrea să spune Iisus când zice, ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă, nu de mila oamenilor, ci de milă lui Dumnezeu. Dumnezeu promite că dacă tu oferi milă, indiferent cum se vor comporta oamenii cu tine, El îți va oferi milă. El ți-a oferit milă și te-a mântuit. Și pentru că te-a mântuit, tu oferi milă. Și te asigură că dacă vei oferi milă, mila nu se va termina peste viața ta. Ați înțeles? Nu oferim milă să avem parte de milă, ci pentru că am primit milă. Dar El zice, dacă vei oferi milă mai departe, acest izvor al milei, ploaia milei, va curge peste viața ta. Asta e principiul lui Dumnezeu. Vreau să vă citesc două versete. Galateni 6 cu 7 spune, ce seamănă omul, aceea va... Vrei milă? Seamănă milă. Între semănat și secerat e timp. Dar Dumnezeu nu minte. Ce ai semănat, vei secera. Matei 7 cu 2. Abia aștept să ajungem la Matei 7 cu 2. Nu știu dacă o să predic eu aici din Matei 7. Cu ce judecată judecați, cu aceea veți fi judecați. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. La ce e vorba? E vorba de slăbiciunile oamenilor, de imperfecțiunile care sunt în jurul tău, de cum reacționezi atunci când e nevoie de milă. O să spun, dacă dai milă cu lingurița, Dumnezeu va lua lingurița din mâna ta și cu aia o să primești milă. Dacă dai milă cu lopata, adică generos, așa o să primești, cu generozitate. Cu ruleta cu care ai măsurat tu, cu aia îți va măsura Dumnezeu moștenirea ta. Cu cântarul cu care ai cântărit tu, cu aia îți va cântări Dumnezeu. Și vreau să înțelegem ceva aici. Pot să vă explic lucrul ăsta. Așa, chiar mă gândeam azi dimineață, știți care e gestul care îmi place cel mai mult în biserică? Când văd pe cineva că în timpul predicii face așa. Adică înțeleg. Pot să vă explic ceva. De ce ne dă Dumnezeu aici milă? Că nu suntem mântuiți, nu de aia ne dă. Noi suntem mântuiți. Nu ne dă milă ca să ajungem în cer. Noi mergem spre cer. Dar El promite că ne va da milă până când vom ajunge în cer. Asta e mila asta. El nu spune, îți voi da milă și la judecată îți voi rezolva problemele tale. Nu, El zice, pentru că ți-am dat milă și te-am mântuit, aștept să dai milă și te asigur că vei fi însoțit de milă până când vei ajunge în cer. Milă în toate zilele vieții tale. Știți de ce avem nevoie de milă? Că oricât de mult am ierta,
oricât de mult am ajuta, oricât de bune am fi, niciodată nu o să pot să spun în fața lui Dumnezeu, Doamne, vezi că Marius copil se roagă și am eu meritele astea în fața Ta. Întotdeauna tot ce voi primi de la Dumnezeu va fi datorită milei lui Dumnezeu. De aceea David spune în Psalmul 23, spune el așa: fericirea și îndurarea mă vor însoși în toate zilele vieții mele. David zice: am nevoie de mila lui Dumnezeu până în ultima zi a vieții mele. Iisus ne va vorbi despre haine, despre mâncare. Spune: când te vei ruga și vei cere, Tatăl tău știe, Tatăl tău îți va da. Dar nu că ai tu merite, ci că El e milos. Ai nevoie de milă ca să fii iertat. Dar nu m-a iertat Dumnezeu odată? Ba da. Dar iertarea care mi-o dă acum nu e o iertare judiciară, e o iertare familială. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când păcătuiesc, eu mi-am întristat Tatăl și poate tu ți-ai întristat Tatăl de multe ori, dar niciodată ne-a zis: te șterg de pe numele meu. Nu-mi pierd identitatea de fiu. Dumnezeu ne dă iertare pentru nu că ne-am pierdut mântuirea, ci că ne-am pierdut pacea, ne-am pierdut bucuria, ne-am pierdut relațiile. De-aia ai nevoie de mila lui Dumnezeu care zice: te ridic, te restaurez, de-aia am nevoie de milă. Dar mai mult mila lui Dumnezeu, oameni buni, știți unde se va vedea? Nu doar în ziua aceasta, ci se va vedea și în ziua aceea, în ziua judecății. Nu că n-aș fi mântuit. Sunt mântuit. Dar Biblia spune că în ziua judecății și noi creștinii vom avea nevoie de milă. Și vreau să vă și arăt unde. 2 Timotei 1, Pavel, înainte să moară, își amintește de un om pe nume Onisifor și îi spune: Timotei, îți aduci aminte de Onisifor? Zice: Domnul să-și reverse îndurarea peste casa lui Onisifor. Onisifor de multe ori m-a mângâiat, nu i-a fost rușine de lansul meu, m-a căutat în Roma, m-a găsit aici și apoi se roagă. Și fiți atenți ce spune el: să dea Domnul ca Onisifor să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Care este ziua aceea? Ziua aceea este ziua judecății. În ziua judecății, eu voi avea nevoie de mila lui Dumnezeu. Nu pentru că nu sunt mântuit, sunt mântuit. Dar când Dumnezeu va analiza faptele mele, slujirea mea, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, când Dumnezeu va vedea care sunt faptele care le-am făcut pentru Hristos, spre gloria lui Hristos, în ziua aceea voi avea nevoie de milă. Și zice Iisus: ferici de tine dacă ești milostiv, că nu vei duce lipsă de milă. Vreau să închei azi cu o întrebare. Ultima întrebare. Cum îți vei arăta mila în săptămâna aceasta? Asta e întrebarea mea pentru tine. Nu te întreb cum o să simți, nu te întreb ce ai vrea să faci concret. Hai să mergem de la minte, la mâinile noastre și la viața noastră, la ascultare. Cum îți vei arăta milă tu în săptămâna aceasta? Dacă ai primit milă, vei da milă. Cum o vei arăta? Poate cineva iară te va mânia, iară te va supăra și atunci va fi momentul care să-ți amintești: măi, am nevoie de răbdare, că răbdare este un semn al milei. Poate cineva îți va greși ceva sau poate, ascultă-mă, n-aș vrea să fie despre tine, dar poate ai în inima ta un ostatic. Îl ții acolo lanțurile neiertării. Biblia zice: ai milă, eliberează-l. Poate ai nevoie să ai mai multă milă față de copiii tăi, soția ta, să fii mai îngăduitor. Poate ai nevoie ca să te implici în biserică. Știi că implicarea în biserică poate fi o manifestare a milei, să zici: nu vreau să fiu nepăsător. Poate ai nevoie de milă în relațiile tale, nu știu. Cum îți vei arăta milă? Vreau să ne arătăm milă astăzi cumva. Vreau să ne rugăm. Vreau să ne rugăm pentru 3 oameni care trec prin suferințe. Așa ne arătăm mila. Toți împreună, azi, acum. Vreau să ne rugăm pentru Alina Știr din SUA, care are cancer pulmonar. Vreau să ne rugăm pentru această femeie tânără, acest suflet care trece prin suferință. Vreau să ne rugăm și pentru un om pe nume Cornel Popovici. Nu e membru în biserica noastră, dar prin cineva din biserica noastră care îl cunoaște, de care e apropiat. Un om care e pocăit și deși pocăit, fiind suferă. Am înțeles că în aceste momente este la Cluj, în comă indusă, are leucemie acută, are doar 37 de ani. Vreți să ne arătăm mila?
Așa o putem arăta rugându-ne. Vreau să ne rugăm și pentru Daniel Barbu, care a avut un accident, am înțeles, și în spital și are un cheac de sânge la creier. Pentru aceste cazuri grave și urgente, haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să te rogi cu milă, ca și cum ai fi tu, și să plângi, ca și cum ar fi vorba despre tine. Haideți să închidem ochii și să începem să ne rugăm.